Surpriză pentru Vadim Cobâlaș din partea fanilor echipei la care acesta evoluează, Sale Sharks. Rugbistul care joacă pe poziția de pilier în echipa engleză a fost surprins cu o seară în stil moldovenesc. De la eveniment nu au lipsit bucatele tradiționale, vinul moldovenesc, elementele naționale și muzica populară. Interpreta Geta Burlacu a reușit să-i scoată pe toți la joc, iar englezii s-au aventurat să învețe pașii dansului moldovenesc. Fanii Sale Sharks s-au organizat și un chestionar cu întrebări despre Republica Moldova. Echipa învingătoare a fost premiată cu o sticlă de vin moldovenesc. Fanii lui Vadim au rămas impresionați de tradițiile țării noastre, manifestându-și interesul de a o vizita. Totodată ei i-au mulțumit pentru rolul și contribuția adusă echipei Sale Sharks și i-au urat lui Vadim mult succes în plan profesional. Vadim Cobâlaș este jucător de bază la Sale Sharks și este considerat de specialiști în domeniu drept unul dintre cei mai buni jucători de linia întâi din Marea Britanie, dar și din Europa. În total, Vadim Cobâlaș a jucat peste 100 de meciuri pentru Sale Sharks.